Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. În această seară vorbim despre fotbal și subliniem performanța pe care a obținut-o în premieră echipa Vulturii Fărcășești, campioana Gorjului la finele sezonului precedent. Și din 2024-2025 va fi un campionat în care Vulturii evoluează în eșalonul terț. Spuneam în premieră, a fost în campionatul în sezonul precedent. Întâia oară când Vulturii au câștigat un trofeu, Cupa României, faza județeană, a urmat, iată, titlul județean și promovarea în Liga a 3-a. Doi dintre reprezentanții echipei care au pus serios umărul la această performanță sunt alături de noi în studioul Accent TV. Domnul Constantin Andriuc, antrenorul formației. Bună seara, domnule Andriuc, că bine ați revenit la Sportul Gorjean. Și Alex Deianu, care este așa, un go-getter al promovărilor până la urmă. Alex, cred că ești la a treia oară la noi în platou când vorbim despre o promovare, indiferent de ligă. Felicitări, bună seara și bine ai revenit la Sportul Gorjean. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și celor care ne privesc de acasă din spatele ecranelor. Într-adevăr, sunt la a treia promovare pe care am venit și o discutăm în acest studio și pot să spun că mă bucur că am reușit să aduc aportul meu acestui club pentru a reuși în premieră pe câștigarea campionatului județean și totodată accederea în Liga a treia. Domn profesor, noi am vorbit și în timpul sezonului, atunci când Vulturii a avut acea impresionantă perioadă în campionat, presărată cu foarte multe succese, o revenire de la minus 8 în clasamentul Ligii a 4-a. Spuneați că încă se juca atunci campionatul, deși era cert că sunteți favoriți pe hârtie sau deveniseră favoriți după succesul de la Rovinari. Cum a fost această poveste și cât de dificil v-a fost să gestionați, dacă vreți, și așteptările comunității, pentru că era întâia oară, era o premieră pentru Fărcășești și să câștige titlul național și iată și să obțină această promovare istorică în Liga 3-a. Da. Încă de la început, când am mers acolo, împreună cu Cristi Priescu, care a fost secundul meu, obiectivul principal era promovarea, locul întâi, câștigarea campionatului în primul rând. Și după aceea promovarea. Ce pot să spun? Am găsit un lot de jucători valoroși, nu numeric, deci era mai subțire. Am câștigat tot ce s-a putut până la finalul turului, la care am cerut primarului și președintelui clubului să mai aducem 4-5 jucători. Mai aveam nevoie de încă 4-5 jucători pentru a ajunge la promovare, să putem să promovăm. Atunci am avut liber veteranul care e aici în dreapta mea. Trebuie să aduce și un specialist al promovărilor. A acceptat, da, păi normal că atunci când promovezi înseamnă că ai succes, că ai valoare. Așa l-am adus pe Marincat, l-am adus, au venit vreo 4-5 jucători, am adus Pârbulescu și așa ne-am întărit, bineînțeles că ne-am întărit pentru a câștiga campionatul și pentru a promova. Promovarea a venit mai târziu pentru că în prima fază s-a zis că să câștigăm campionatul, că vedem ce facem. Trebuiau urmate etapele firești. Exact. Uite că obiectivul nostru a fost îndeplinit. M-am adus, cum v-am zis, în primul rând pentru suporterii de acolo, pentru oamenii de fotbal din comună, bucurie. Acum fiecare merge mai departe pe drumul lui. Ok, vorbim și despre aceste lucruri. Vreau să întreb și pe Alex ce a fost diferit de această dată. Bineînțeles, tot timpul sunt alte date ale problemei. Ce ai găsit la Fărcășești, în primul rând? Alex, bineînțeles, ai colaborat cu domn profesor, un antrenor experimentat, nu mai are nevoie de prezentare, mai ales în Gorj, și a format un grup care, repet, a revenit de la minus 8 în campionat. Da, într-adevăr, eu m-am alăturat acestei echipe în iarnă. Băieții deja își anunțaseră candidatura serioasă de a câștiga campionatul județean. Când am ajuns acolo, am întâlnit adevăr un grup de băieți
foarte ok, un grup de băieți cu multă calitate, atât cât și umană, cât și sportivă. Și împreună am pus umorul la obținerea acestui rezultat. Sunt foarte mulți jucători care au jucat la nivelul Ligii a 3-a și în trecut, și chiar și Liga a 2-a, unii dintre ei, și până la urmă toate experiența lor împreună cu experiența care am mai adus-o și noi, și băieții care au venit în iarnă, a dus la promovare. Vă așteptați să recuperați distanța față de Jiu și cât de grea a fost competiția în campionat? Acum apare lejer la cum s-a încheiat, dar la un moment dat Jiu Rovinar era favorită certă, zic eu. Nu ca valoare neapărat individuală, deși formează și un grup foarte valoros, dar ca punctaj în fotbalul județean, pentru că știm că astfel de distanțe se recuperează mai greu. Da, este într-adevăr, au plecat favoriți, dar și datorită lotului de jucători pe care l-au, ținând cont că merg pe același nucleu de câțiva ani de zile, și asta este foarte important, ceea ce noi totuși la Fărcășești am reușit să ne închegăm destul de repede, ținând cont că am venit mai mulți jucători în iarnă și jucători care am făcut parte din primul 11 cam în 70-80% din meciuri. Și asta nu este foarte ușor să reușești să te integrezi într-o echipă. Da, într-adevăr, ei, Jiu Rovinarii, au plecat ca favoriți din punctul meu de vedere asta iarnă, ținând cont că au avut și un avantaj de puncte, dar pot să spun că de la fiecare meci de pregătire, fiecare antrenament, fiecare meci oficial pe care l-am parcurs etapă cu etapă, am simțit că suntem din ce în ce mai puternici și cu siguranță la finalul anului nu ne vom bucura. Să vorbim puțin și despre viitorul Severin, domn profesor. Când ați auzit că jucați cu o reprezentantă AMH Dințului, având în vedere istoria celor două județe, duelurile directe, valoarea până la urmă, v-ați bucurat? Da, până la urmă ne-am bucurat, pentru că, în primul rând, era o echipă care noi o cunoșteam. Am jucat un amical în vară cu ei, îi cunoșteam de la meciul ăla, ne-am bucurat, puteam să cădem cu Timișoara, puteam să cădem cu echipe mult mai puternice, care se vede că au și promovat. După aceea, când am aflat că jucăm cu ei, am început să-i urmărim deja, să mergem la meciuri, să-i vedem, să ne facem un plan. Cred că a fost cea mai bună tragere la sorți pentru noi. Față de meciurile pe care le-ați văzut, a spus că i-ați urmărit în câteva jocuri. Două jocuri am văzut și... Voia să vă întreb dacă v-au surprins cu ceva, dar evident la 1 la 5 la Pistol, acolo unde s-a jucat, dumneavoastră i-ați cam surprins pe ei. A fost diferența atât de mare între cele două formații? Reamintesc spectatorilor, telespectatorilor și ascultătorilor noștri că dumneavoastră i-a ținut în gardă așa pe elevii dumneavoastră și după acest succes cu 5-1. Totuși a apărut o victorie concludentă la Mehedinții. Ce a dus la acest succes și dacă într-adevăr a simțit acolo în teren că era o diferență între cele două formații? Da. Foarte important a fost că noi am plecat cu o zi înainte. O zi înainte, programul era făcut pentru a pleca în ziua meciului. Iar eu când am auzit, am zis nu, facem tot ce putem face și plecăm cu o zi înainte. Am stat acolo, pensiune foarte ok, cazare, masă foarte bună. Am mai stat de vorbă, am vorbit, am mai... Na. Ce să vă spun de echipă? Băieții au jucat foarte bine, deci băieții au fost conectați total, 100%. O echipă și cu câțiva străini, am văzut că aveau câțiva africani. Da, au avut vreo 3 negri, cred că. Da. 3 de culoare. 3. Portarul, fundașul central și cu un mijlocaș. Da. Dreapta, extrema dreapta. Le-am cerut determinare, ambiție, pentru că știind valoarea lor, fiecare jucător în parte, Acum nu mai apelez la el, doar să fie atent pe anumite faze. Jocul a fost cam așa cum l-am citit, deci ne-a ieșit cam totul. Nu i-am lăsat să joace, am făcut pressing avansat, sus,
Evident, rezultatul de 5-1 v-a mulțumit. Ceva mai nemulțumit a fost în partida retur, când erați conduși cu 2-0. Să reamintim oamenilor care se uită la noi că a fost o victorie a Vulturilor și pe teren propriu cu 3-2. Totuși, v-ați vărsat puțin năduful pe elevii dumneavoastră, așa? Da, în mare parte, cum să spun, eu i-am înțeles și e greu să se-i aduci cu picioarele pe pământ când ai un avantaj de când bați 5-1 în deplasare, nu mai ești chiar atât de conectat 100% pe ceea ce eu asta am cerut, să fim conectați 100%, să dăm totul. Au intervenit și anumite lucruri care ne-au supărat chiar înainte de joc, care n-aș vrea să vorbesc de ele. Atunci băieții, am văzut supărare pe fața lor, am încercat să-i... V-au supărat în interiorul echipei sau factori externi? Factorii decizionali. Ah, ok. Conducerea administrativă care... Dar am trecut peste, i-am văzut supărați, deconectați înainte de joc, am încercat să îi fac să înțeleagă, să uităm tot, să trecem, să jucăm. Într-adevăr, am început rău jocul. La ei se vedea o ambiție mai mare, probabil să șteargă pata neagră care au pățit-o acasă 5-1 și au venit mult mai montați și mai răi în teren. Au încercat și oamenii să salveze ultima impresie. Era greu să întorci un scor, da, de 5-1. Da, categorie. Era greu să întorci scorul. Dar până la urmă a ieșit bine, că asta le-am cerut până la urmă, să nu pierdem în fața suporterilor, să fie o victorie de final frumoasă, să le aducem bucurii și până la urmă cel mai important lucru a fost promovarea în Liga 3. Alex, cea mai ușoară dublă pe care ai jucat-o la baraj până acum sau nu? Nu pot să spun neapărat că este cea mai ușoară dublă pe care am întâmpinat-o până acum, pentru că în ciuda faptului că scorul a fost de 5-1 în tur, meciul nu a fost chiar așa de ușor cum a părut. Doar de faptul, diferența mare a fost făcută pentru că fiecare dintre noi am achitat sarcinile foarte bine, am respectat indicațiile care le-am primit din partea băncii tehnice și totodată toate lucrurile astea au adus. Putem spune că chiar și la prima ocazie am și marcat acolo, prima ocazie serioasă am și marcat și lucrul ăsta a contat foarte mult, după care a picat golul 2 la interval de 5-6 minute și automat toate lucrurile astea ne-au dat încredere și am continuat până la finalul primei reprize, când dintr-o mică neatenție am încasat un gol care nu se anunța de niciune, dar în fine, asta este fotbalul și se mai întâmplă. În schimb, meciul retur de acasă, într-adevăr, nu l-am început cum trebuie. Putem spune că ei ne-au surprins puțin prin atitudinea pe care au avut-o, determinarea lor, au venit cu un pressing mai avansat. Noi am fost totuși puțin reținuți, nu am mai căutat să mai încercăm jocul de pase pe care noi eram obișnuiți să-l facem meci de meci și pe care de la fiecare meci am încercat să-l facem din ce în ce mai bun și toate cele. Ei ne-au surprins, de asta a venit și golul după o fază fixă în care nu am fost atât de bine organizați. A urmat o perioadă bună de dominare a jocului a noastră, câteva ocazii. Din păcate, la pauză am intrat cu scorul de 1-0. După pauză, în urma unei greșeli colective, a picat și golul 2, dar am reușit să ne montăm. Banca tehnică a făcut niște schimbări destul de bune și băieții care au devenit de pe bancă au adus un mare aport în câștigarea meciului. Ați avut vreo secundă emoții la 2-0, că nu știu, se poate înregistra un rezultat catastrofal, să spunem, după 5-1? Nu, pot să spun că nu, deși în fotbal s-au văzut foarte multe, chiar și anul ăsta, dacă mi-aduc aminte, în barajul de promovare din Germania, dacă nu mă înșel, Fortuna 2-0 după ce câștigase 3-0 în deplasare la Bochum, dacă nu mă înșel, au pierdut calificarea în meciul retur acasă. Adică chiar dacă s-a avut, nu am avut emoții, pentru că am încredere în calitatea colegilor mei și eram conștient că putem să întoarcem rezultatul. Având și avantajul unui om în plus, nici nu aveam cum să avem emoții pentru calificare. S-au evit doar două greșeli care ne-au taxat, care le-a intrat. Am avut și noi ocazii în timpul ăsta. Noi dominam jocul și eram în joc, eram în terenul lor. Dar, na, asta e. 2-0, ne-am trezit cu 2-0. La 2-0, cum a zis și Alexandru, am făcut niște schimbări.
a intrat în băieți în teren la 2 minute Gruia, a și marcat. Da. 2-1 a venit imediat, dar la 2 minute a venit golul 2. 2-2 și ei n-au mai fost în joc. Noi am fost toți să jucăm, să marcăm al treilea gol. Presupun că de atunci încolo știm și ei că soarta calificării greu mai poate fi întoarsă. Au căzut și ei. Au căzut și psihic și până la urmă, firesc, echipa mai bună a mers mai departe. Urmează Liga a 3-a, înainte de a vă întreba dacă continuați alături de Vulturii Fărcășești. Aș vrea să vă întreb, pentru că ambii sunteți oameni cu experiență, special dumneavoastră, domn profesor, ați văzut și din calitate de jucător, acum și din calitate de antrenor, am mai avut această discuție cu dumneavoastră, dacă credeți că clubul din Fărcășești, Vulturii, poate să fie o prezență constantă acolo în eșalonul terță, vorbim despre totuși o conducere neexperimentată la acest nivel. Vorbim despre fonduri pentru o comună până la urmă din Gorj. Nu este deloc simplu, mai ales în perioada aceasta delicată din punct de vedere economic. Credeți că poate fi o continuitate la nivelul acestui club? Ce pot să vă spun, că înaintea meciului Tur de la Severin, domnul primar a venit și a stat de vorbă cu, a vrut să vorbească cu băieții și le-a zis că vreau să promovez, avem bani. Deci eu nu pot să știu mai mult de ce, dar atât a spus. Vreau să promovăm, avem bani. Probabil dânsul știe bine câți bani are, ce are, bănuiesc că s-a pregătit, au făcut un buget să vadă pe ce se poate baza, ce înseamnă o Liga 3 cu deplasări, cu baremuri de arbitraj, cu tot ce ține de organizare. Deci dacă dânsul... Da, dacă... A fost făcut apăsat această afirmație, înseamnă că chiar a făcut o apăsat. Nu știe pe ce se bazează. Și a spus-o de 2-3 ori. S-a repetat. Vreau să promovez, am bani. Ok. Acum, având în vedere că și alegerile trecuseră, eu zic că alegerile au trecut, primarul în funcție, consiliul local de partea domnului primar. Acum poate să gestioneze ce e de făcut acolo. În privința mea, deci eu am anunțat conducerea, am anunțat și pe domnul primar, chiar mâine am ultima întâlnire cu dânsul, dar răspunsul meu va fi nu, 100%. Mai știți nu. Ce vă poate oferi să, nu poate să vă întoarcă din drum? Nu poate să-mi ofere nimic, nimic, deci pentru nimic nu pot să mă... Sincer, m-am bucurat când v-am văzut la Vulturii Fărcășești, pentru că știam că este o echipă cu pretenții și poate activa în eșalonul 3. Care sunt motivele pentru care dumneavoastră nu veți continua aici? V-am spus că nici de cum presiunea sau faptul că n-ați putea face față la Liga 3. Nu, ține de presiune, de nu fac față la Liga 3. Am făcut față la Liga 3, la Pandurii, la Jiurovina, la Minerul Motru. Nu e problema. Nu pot, din motivul principal e timpul. Timpul. Am grupe de copii care nu pot să renunț la ele. La Liga 3 trebuie să mărești numărul de antrenamente pe săptămână. Ai deplasări vinerea, sâmbăta, când eu, baza mea e la Viitorul Pandurii. Acolo sunt angajat cu carte de muncă și, în primul rând, acolo trebuie să-mi fac treaba. Acolo am juniori republicani, meciuri tot la fel, în deplasare, acasă. Plus grupele mici de copii care le am, care nu pot să le las. După amiaza trebuie să merg la antrenament la Fărcășești, nu? 4 antrenamente, cel puțin pe săptămână. Păi, dar eu după amiaza am antrenamente cu copii. Aia înseamnă să renunț la copii. Și nu voi renunța la copii pentru nicio echipă. Nu am timp. Asta e singur motiv. Din Liga a doua. Nici dacă vine, a fost o ofertă din Liga a doua și am zis tot la fel, nu. Nu. Nu mai întrebe. Îmi trebuie liniște, îmi trebuie... Nu mai vreau stres, presiune, nu mai vreau nimic. Sunt băieți tineri, antrenori tineri care să meargă, să arate ce pot să... Corect, am înțeles și discursul dumneavoastră nu lasă loc de interpretare, deci nu veți continua în mod cert la Vulturii Fărcășești. Totuși aveți în CV o promovare cu această echipă, un titlu cu această echipă și aceste lucruri nu pot fi luate niciodată. Alex, tu
Ce vei face în continuare? Te-ai gândit dacă mergi la Liga 3-a, dacă... Sincer, încă nu m-am gândit la nimic ceea ce ține de viitorul meu în acest sport, pentru că vreau să mă bucur încă o dată de reușita aceasta și viitorul apropiat, următoare 2-3 săptămâni, voi ocupa doar strict familie și nu vreau să mă gândesc la nimic altceva. Timpul ne va veni cu răspunsuri, cu soluții, cu tot ceea ce înseamnă aportul meu în continuare la nivelul fotbalului Gorjan. Dar la tine e o portiță așa, domn profesor, e clar că nu e nicio soluție, să zic, să-l vedem înapoi. Sunt jucători tineri, sunt jucători valoroși care pot să meargă la Liga 3, pot fac față. Deci eu zic că din lotul care este acum cu o pregătire mai, să zic, un număr de 3 antrenamente, să nu zic 4, joacă la Liga 3 liniștit. Eu știu Liga 3 de la Viitorul Pandurii, că am avut numai copii. Ați avut numai copii și o grămadă de probleme pe cap. Numai copii și o grămadă de probleme. Exact. Și nu mai e Liga 3 ce a fost înainte. Da, a fost rău în perioada aceea. Așa e, nu mai e Liga 3 ce a fost înainte, dar poate tocmai, da, tocmai de asta nu mai e, că unii jucători, cum e și Alex aici, da, poate se gândesc că mai bine și, cum să spun eu, și din punct de vedere financiar și al timpului și al familiei și așa mai departe. E greu să le împarți, să le faci pe toate, dar eu le dau crezare, până la urmă, la o vârstă, te gândești, ai familie, ai copil, să ai un serviciu în primul rând. Corect. Fotbalul, Doamne ferește, îți rup piciorul sau nu te mai bagă nimeni în seamă. Acum punem altcumva problema, să nu punem rău în față, aveți dreptate, dar punem altcumva problema. Alex, ce fel de ofertă te-ar face să rămâi la Liga 3? Adică contează foarte mult factorul financiar, în sensul ăsta vorbesc, nu trebuie să vorbim de cifre acum, de sume. Bineînțeles contează, că până la urmă nimănui nu strică să câștige un ban în plus. Renumerația este foarte importantă pentru fiecare jucător. Nu poate să spună nimeni că pleacă de acasă, merge doar dragul la fotbal. De plăcere. Corect, mergi, cum merg eu cu prietenii mei de ani de zile, cu băieții de la Dream Team, ne întâlnim în fiecare marți de 15 ani de zile și acolo mergi de plăcere. Sau mai pleci la un turneu prin țară sau prin afară, cum a fost cazul în ultimii ani. Dar nu pot să spun că m-am gândit la o ofertă anume care să mă facă să... Dar probabil un contract mai bun te-ar determina poate să rămâi sau... Na, te gândi mai mult, pentru că este evident că acum, antrenamentele având o frecvență mai ridicată, trebuie să fii mai conectat la... Bineînțeles că trebuie să fii mult mai implicat. Cerințele Ligii a treia. Trebuie să fii mai implicat. În primul rând, ca să poți să faci față, trebuie să fii sincer cu tine, să te pregătești, că altfel nu ai nicio șansă. Pentru că va veni momentul în care vei întâlni adversari care sunt pregătiți și care fac doar treaba asta, nu sunt angajați, n-au servicii, fac trăiți doar din fotbal și e normal că ei să încerce să dea totul acolo, pentru că doar din asta trăiesc. În schimb, sunt, cum e cazul meu, cum sunt și alți colegi care au servicii și toate cele, este mai greu și cred că, la fel ca și mine, majoritatea dintre ei, în primul rând, se gândesc la partea asta, timpul cu familia, care e foarte important. Și aici e o decizie care trebuie să iei împreună cu cei de acasă, nu poți să iei doar de capul tău. Ce zic, așteptăm, vedem ce se dorește în continuare de către administrația clubului. Oamenii sunt bucuroși că s-a reușit performanța. Acum să vedem cum se reflectă și bucuria lor în ofertele pe care le vor face băieților pentru a continua și totodată pentru a crea condițiile necesare pentru a face performanță, ca să zic, în continuare. Vă dați seama că munca la Liga 3 e mult mai mare față de ce a fost la județ. Atunci băieții trebuie să renunțe la anumite plăceri, la anumite lucruri, pentru a face eforturi să vină la numărul de antrenamente care îl solicită antrenorul care va fi. Și atunci, normal că și financiar trebuie să fie o ofertă mai bună față de ce a fost la Liga 3, la Liga 4. Ok, Alex, din punctul tău de vedere, cum ai cataloga clubul din Fărcășești față de celelalte echipe la care ai fost prin județ? Nu știu, vorbesc și din punct de vedere al condițiilor, infrastructurii, valoric acum cu grupul care s-a creat față, la fel de formațiile la care a evoluat. Să nu uităm că a fost, nu știu, fotbaliștii importanți
care la fel au jucat și la un nivel superior și la celelalte formații cu care reușite. Da, într-adevăr. Ce pot să spun din punct de vedere al infrastructurii, clubul a câștigat foarte mult în ultimii ani în privința bazei care se află în comuna Fărcășești. Chiar dacă este un club mai novice, ca să spun așa, din fotbalul județean, ținând cont de celelalte echipe la care eu am evoluat de-a lungul anilor și cu care am reușit performanța de a promova la Liga 3-a, am întâlnit un grup de oameni dornici de a face performanță, dar totuși recunosc că încă sunt novici în acest sport și ele dorni să învețe în primul rând, și asta e un lucru foarte bun. Conducerea clubului împreună cu primăria au arătat un grad de implicare destul de ridicat în decursul acestor 6 luni de zile, până la urmă, că doar 6 luni de zile sunt de când sunt la ei. De adevăr, pot să spun că se întrevede un viitor bun pentru acest club, dacă se merge pe același drum, ca și până acum. O singură sincopă, dacă vreți, la Fărcășești în acest sezon, finala cupei județene, disputată la Mătăsar și pierdute în fața Jiului Rovinari. Până la urmă, formația din Rovinari merge în faza națională a competiției. Domn profesor, aveți un regret că n-ați adus și acest trofeu, sau sigur nimeni nu contestă că voia să câștigați, ar fi pe de o parte o ușurare, bine, nu știu dacă mai continuați până atunci să jucați și în Cupa României, dar am văzut acest sistem care pune puțin în dificultate cluburile din ligile inferioare din cauza meciurilor frecvente, ba deplasărilor și așa mai departe, noul format al cupei, bineînțeles. Da. În primul rând vă spun că am avut spioni la meciul ăla de la Severin și n-am vrut să le arătăm tactica de jos. Urma meci de la din deplasare, primul tur, glumeam. Da, am jucat... Păi da, acolo n-ați dat gol, după aia l-ați dat cu terenul în cap, ce să vă zic. Da. Adică, i-ați păcălit cumva. Prietenul meu, Lițoi, a vrut să câștige și el ceva la Rovinari. Să nu treacă anul, să nu câștige nimic. Da, mai ales că Jiul Rovinari pierduse. Acum gluma, dar pierduseră la finale de cupă. S-au plictisit de câte ori au pierdut finale da, de cupă. Și acum parcă era și rândul lor. Pentru Lițoiu mă bucur. Ce n-a mers în joc cu acela totuși? Cum să spun? Ocazia am avut, am jucat un contraatac al lui Jiul Rovinari, un gol imparabil. Și pe urmă s-a terminat filmul jocului. Da, am avut o zi mai slabă, cum se întâmplă cam la toate echipele. Parcursul nostru care l-am avut a fost unul fără incidente, fără puncte pierdute, fără nimic, se mai întâmplă și pe o parte, să vă spun, băieții aveau și ei nevoie de vacanță după finalul ăsta, acum trebuia să ne mai pregătim încă 3 meciuri, asta, să stăm. Asta e partea bună, dacă vreți, partea pozitivă. Noi amândoi, și eu și Cristi Priescu, chiar perioada aia acolo, suntem la mare. Eram curios ce lot putea să băgați în teren dacă ajungeați. Da, nu se știa că toți jucătorii sunt jucători care deja perioada aia sunt deja în vacanță. Și era greu. Le urăm lor, Jiului Rovinari, lui Lițoi în special, baftă, ei încă se pregătesc, sunt pe teren, să meargă cât mai departe. Da, să-l salutăm și pe Daniel Popescu, portarul Vulturilor Fărcășești, fostul Pandur. Am vorbit cu Daniel, îl așteptăm și în studioul nostru, în Liga 3-a, să ne povestească despre cât de grea va fi această experiență. Da, am vrut să-l aduc și pe el aici, dar el e la muncă, lucrează până mâine dimineață. Până mâine dimineață, ce să zicem, serviciu ușor și vrem să-l vedem din nou. Să apere cum trebuie patria. Da, să apere cum trebuie patria, poarta, și vrem să-l vedem într-un eșalon superior. Te salutăm, Dani. Alex, ceva regrete că ați pierdut acolo cu Rovinari sau din contră? Era puțin dificil pentru voi în perioada asta de vară să vă mobilizați. În sensul că toată lumea știe că, mă rog, ați fi vrut și acest trofeu, dar te întreb și pe tine. Că iau pulsul mereu cu formatul acesta al competiției, cu care eu nu sunt de acord, să spun sincer, cu Cupa României. Mi se pare că cluburile mici sunt puse la muncă serios într-o perioadă în care, vorba aia, e plin de vacanțe, concedii, e greu să formezi un loc și așa mai departe.
Da, într-adevăr, regret este într-adevăr că am pierdut acel meci, pentru că noi ne-am dorit să câștigăm și acest trofeu pentru a realiza încă o performanță nouă pentru acest club, realizarea eventului. Din păcate nu s-a putut face acest lucru. Într-adevăr, a fost un joc mai slab al nostru, dar un joc mai slab al nostru datorită și un joc mai bun făcut de adversarii noștri față de meciul din campionat. Din punctul meu de vedere, au fost un pic mai agresivi, lucrul ăsta s-a văzut și în teren și toate cele și vă dați seama, fiind doar un singur meci, cam orice se poate întâmpla când depinzi doar de un singur meci. Și asta a fost, de data asta a fost pentru ei, a fost pierdnic acest lucru. Iar referitor la formatul acestei competiții Cupa României pentru cluburile din Liga 4, într-adevăr este foarte greu. Eu am trecut prin treaba asta în urmă cu 2 ani de zile cu cei de la CSO Turceni, da, prin care a trebuit să mergem prin deplasări pe la Reșița, pe la toate cele, ceea ce nu e foarte ușor. Pentru că eu și te întreb, nu a fost un efort financiar pentru club, ca să nu mai vorbim de greutatea să formezi un lot competitiv în perioada aia de vară? Efort financiar și pentru club, efort financiar poate și pentru noi jucătorii, că a trebuit să facem sacrificii, să venim, cum a fost cazul meu, am plecat de la ziua meciului, am plecat de la Vâlcea, de la un turneu pe care am fost angrenat cu băieții mei de la Dream Team, a trebuit să plec de acolo și am plecat tocmai la Reșița ca să ajung la meciul din cupă de acolo să jucăm. Și să-l mai joci, să mai joci la ora 6 pe sintetic, la 30 ceva de grade, e cam greu. Și nu e ușor. Dar, exact cum a spus și domnul profesor, le doresc multă baftă colegilor noștri de la Jiu Rovinar și prietenilor mei care sunt acolo îngreați în acel club. Să sperăm că vor face o surpriză cât mai plăcută și vor aduce un parcurs cât mai lung. Cât mai lung. Până la urmă, asta e frumusețea competiției. Nu știu, nu mai mi-amintesc dacă în edițiile precedente s-a calificat vreo echipă de județ în fazele superioare sau dacă a intrat în grupă. Știu că a jucat Universitatea Craiova la un moment dat cu Ogna, Mureș și ceva de genul ăsta, nu știu, cred că era în Liga 3. Da, da, Liga 3. Da, cel mai lung parcurs în Cupa României l-a deținut, din ce mi-amintesc eu, Băleștiu. Internațional Bălești. Când atunci, dacă treceam de când am pierdut meciul la penalti cu Deva, puteam să jucăm cu Gloria Bistrița, care era la momentul respectiv în Liga 1. Exact, dar era alt format atunci. Da, era formatul mai diferit. Da. Era formatul clasic, tradițional, da. cu care eram învățați oricum o performanță extraordinară realizată atunci de Internațional Bălești. Sunt anumite speculații legate de Vulturii Forcășești. Nu știu dacă au ajuns și la urechile dumneavoastră, dar vreau să vă întreb despre aceste lucruri. Domn profesor, se spune că Vulturii Forcășești ar prelua brandul Pandurii sau sunt oameni care ar veni cu brandul lângă Vulturii Forcășești, o echipă de Liga 3, echipa s-ar putea numi Pandurii, Târgu Jiu și așa mai departe. Situația juridică mă depășește puțin, situația administrativă a clubului și așa mai departe. Știm cu toții problemele financiare care au încercat Pandurii în ultimii ani, știm că situația acolo nu a fost una firească pentru oamenii care au lucrat acolo, pentru jucători și așa mai departe. Acum ați auzit ceva în sensul ăsta, deci, fiind acolo la Forcășești? Ce pot să vă spun eu, că într-adevăr eu l-am văzut pe domnul Condescu pe acolo. Interesant, da. La câteva meciuri chiar m-a venit, am stat de vorbă, am auzit ceva, că ar vrea să vină alături de echipă. În primul rând, dacă ia echipa, nu poate să schimbe numele primul an. Nu poate să spună Pandurii. Abia al doilea an poate să-i schimbe numele. Nu știu prea multe să vă spun. Doar că, într-adevăr, l-am văzut pe domnul Condescu pe acolo, la meciuri. Ok. Asta întețește puțin speculațiile. E evident dacă domnul Condescu a participat la meciul. Domnul Condescu, care este o prezență obișnuită totuși pe la meciurile din județ, nu mai la Fărcășești, da. A venit, dar alimentează poate și mai mult speculațiile. Nu cred. Domnul primar, într-adevăr, la un moment dat zicea că are nevoie de un suport financiar. Acum, în ultima dată... Bine, cu tot respectul pentru că domnul Condescu nu știa că domnia sa vine cu bani de acasă. Da, probabil trebuie să vină întâi cu banii, să arate, să bage banii și pe urmă să... Poate am promutat clubul, n-a fost genul ăsta de finanțator, din câte mi-a aduc eu bine aminte, dar poate mă înșel și în perioada următoare, cine știe. Oricum,
Dumnealui probabil știe mult mai bine datele financiare, având în vedere că Pandurii Târgu Jiu a avut un buget extrem de consistent și știe cum să administreze fondurile, adică știe cam cu ce se mănâncă în fiecare divizie fotbalul. Dar până atunci sunt simple speculații. Alex, tu ai auzit ceva de genul ăsta? Doar astăzi ce am văzut pe rețeaua de sociale pe Facebook, da, am prins și prin presă că un articol făcut de domnul Borza, dacă nu mă înșel. Brozba, ceva de genul. Domnul Brozba, da. Da, un articol făcut de dânsul pe cum că s-ar face o fuziune de genul ăsta, dar din ceea ce cred eu că la momentul actual este foarte greu să se realizeze. Ținând cont de înverșunarea pe care o susținea domnul primar că vrea să meargă într-o la Liga 3-a, că are banii necesari și toate cele, și exact cum ai spus și tu, nu cred că vine nimeni cu banii buzunar de acasă pentru fotbal. Adică și eu dacă aș avea bani la nivelul lui Gigi Becali, chiar dacă îmi place foarte mult fotbal, eu n-aș veni să bag bani în fotbal. Păi sincer. Da, domnul Becali e și antrenor, adică... Da. Nu. Din păcate au eșuat negocierile cu Liverpool, a fost numit un alt manager după plecarea lui Jurgen Klopp, domnul pe care ar fi fost pe listă, cel puțin așa susținea domnia sa. Acum glumind, da, într-adevăr, totuși vorbim de județul Gorj, unde nu putem spune că, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat în trecut, când am avut manager gen Narcis Răducan plătiți cu nu mai știu cât, 1500 de euro pe lună sau ceva de genul ăsta și așa mai departe, atunci când erau foarte mulți bani în Gorj datorită complexului energetic Oltenia, atunci nu s-a mai vorbit de astfel de sume, adică abia s-a reinventat sportul la Târgu Jiu, sportul de echipe vorbim. Și din acest an, din câte știu eu, la Liga 4 o să pornească și CSM Târgu Jiu. Ce părere aveți? Benefii pentru fotbal? Avem o echipă, adică condusă de oameni care se pricep. Robert Băleț este un om care a fost în conducerea Pandurilor și încă o dată a avut și performanțe și știe cu ce se mănâncă fenomenul. CSM Târgu Jiu în Liga 4, viitorul Târgu Jiu în Liga 2, două formații în Liga 3, s-ar reface așa piramida. Chiar și cu șanse și turcenii să rămână la Liga 3. Și turceniu, da, conducerea de acolo spunea că dacă sunt locuri libere, vor accesa Deci e un lucru benefic pentru, în primul rând, pentru copiii acestei localități al Târgu Jiului. Copiii au finalitate, chiar și cum e la CSM acum, grupa lui Poenaru. Exact. Sunt copii care au calități, care au valoare, care pot să crească. Trebuie să aibă niște jocuri mai puternice cu la seniori, să se rodeze, să se călească. E un lucru foarte bun că CSM-ul vrea să bage echipa la Liga 4. Să promoveze cât mai repede, să... Asta am înțeles că e principala problemă la nivelul acesta. Nu sunt jocuri suficiente ca să crească copiii ăștia. Spunea și domnul Cojucaru chiar de la viitorul. Da. A observat că ca să fie o tranziție mai lină a juniorilor spre fotbalul mare, trebuie să aibă și cu cine să joace. Da, și în campionatul republican unde joacă ei, na, nu te călești acolo. Nu sunt meciuri suficiente. Suficiente, exact. Nu sunt și automat, având și echipă de Liga 4, automat copiii pot să facă pasul mai ușor spre seniori, să crească mai repede. Sunt antrenori calificați, buni, care pot să facă performanță, să crească copiii. Sunt antrenori care vin de la copii și juniori și știu ce înseamnă copiii de calitate care trebuie să muncească, care trebuie să acorde încredere. Acum să aibă baftă și să ajungăm cât mai repede acolo sus, la Liga 3, Liga 2, că până la urmă orașul are nevoie de un club stabil, un club puternic, cu oameni care să fie capabili să poată să ducă fotbalul mai departe. Ok, Alex, ce părere ai, având în vedere faptul că, așa cum am spus, se reface o piramidă, nivelul poate nu mai este la fel de ridicat ca pe vremuri când Gorjul avea reprezentante, inclusiv la Liga 1, din păcate, acolo mai avem de tras puțin până să ajungem în Superliga de astăzi. Păi da, în urmă cu ani de zile, piramida era destul de bine conturată, pentru că erau un Gorj, și mi-aduc aminte, erau 4-5 echipe care erau la Liga 3, inclusiv Motru promovase la Liga 2 și aveam o echipă de Liga 1, adică piramida era destul de bine formată pentru tine de la momentul respectiv. Din păcate, acum
tinerii nu mai au această șansă cum am avut-o noi în urmă cu 15-20 de ani pentru a face tranziția mai ușoară de la junior la senior. Ei nu mai au această, dar în schimb au un alt beneficiu uriaș pentru că sunt din ce în ce mai multe școli de fotbal pentru tineri, se implică din ce în ce mai mult, adică la grupele de copii și de juniori au mai multe beneficii, ca să spun așa, față de ce am avut noi atunci. Și la mai multe opțiuni. Da, mai multe opțiuni. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că, exact cum a spus și domnul profesor, sunt antrenori foarte buni la nivelul acestui județ, care au rezultate cu grupele de copii pe care le antrenează. Și asta se vede și la nivel zonal, la nivel național, și asta nu poate decât să ne bucure. Deci, se spune, viitorul sună bine în acest sport. Acum trebuie să fie și mai multă susținere financiară până la urmă. Foarte bine punctat. Continuitatea este asigurată până la urmă de susținerea financiară. Să vedem dacă vom găsi resursele necesare sau dacă toate cluburile vor găsi resursele necesare să se mențină pe acest calapot și până la urmă să reușească să crească ceva copii. Adică poate să crească ceva copii care să aspire la un nivel superior, care să fie transferați și așa mai departe. Acum, în ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să vorbim puțin despre Euro 2024, pentru că este turneul final și toată lumea este conectată, mai ales la meciul de mâine al României. Ne trebuie un rezultat de egalitate. Ne putem califica chiar dacă pierdem până la urmă la o diferență rezonabilă. Cum vedeți această situație? Bine, să punctăm acest aspect. Se califică patru echipe din cele șase grupe de pe locul 3, cele mai bine clasate. Situații cu care nu ne întâlneam în trecut, turneul era ceva mai puternic, dar părerea mea este că România ne-a reprezentat bine, decent în al doilea meci și cu mândrie. Domn profesor, ce părere aveți de comportarea națională și dacă vă așteptați la așa ceva? Da, cel puțin primul meci pot să spun că a fost unul foarte, foarte, foarte bun. Deci, din toate punctele de vedere, ambiție, determinare, s-a văzut că sunt adevărați români, au muncit, au pentru suporteri, pentru când vezi ce e acolo, nici n-ai cum să fii altcumva pe teren. Exact. Când vezi atâția suporteri din spate care în Germania, da, strigă, care umblă pe străzi, care umplu stadioanele, atunci ei sunt altfel conectați, altfel montați să-i mulțumească, să-i vadă că se bucură, că se iasă și ei pe stres, să... Eu sper și al doilea joc cu Belgia. Dacă fructifică. Bine, dacă aveam ocaziile care le-am avut, două, trei ocazii care le-am avut, unul la unul, de o băgam în poartă, era poate altul rezultatul. Sper acum să ne calificăm cu trei puncte, să-i batem pe slovaci și să fie bucuria maximă. Pentru că sunt românii, merită să bucure. Fotbalul după atât amar de vreme, să aducă bucurie. Da, Alex, ce zici? Ne calificăm mâine. Am fi în postura în care ar trebui, să spun așa, să ne calificăm. Din păcate, adică din păcate, fotbalul e plin de surprize. Până la urmă, să nu uităm, naționala României, cota de piață este ultima, valoarea colectivă a jucătorilor. Asta nu înseamnă nimic, pentru că grupul a demonstrat de multe ori că poate bate individualitățile, dar totuși cât de greu e meciul cu Slovacia? Da, după cele două meciuri jucate de până acum, pot să spun că am mare încredere că vom obține un rezultat pozitiv mâine și ne vom califica de pe locul 2. Din punctul meu de vedere, cu siguranță îl vom face, pentru că cele două jocuri au fost foarte bune până acum. Primul cu Ucraina, nu mai spun, deja unul ceva de vis, pentru că nici nu mi-am amintesc când am mai câștigat România cu scor de 3-0 la un campionat european sau mondial. Păi niciodată. Da, așa. Dacă o să fi întâmplat în trecut, asta nu știu, că nu cunosc foarte bine istoria fotbalului la campionatele europene și mondiale, dar într-adevăr, jocul prestat de Național România a fost unul foarte bun, chiar și contra Belgiei, lăsând la o parte nivelul calitativ al unor jucători care se află în componenta lotului belgian. Mai vorbim despre Kevin De Bruyne, care ani la rând s-a bătut pentru câștigarea balonului de aur, și ceilalți componenți, cum e în cazul Jeremy Doku, Tillmans, care joacă în Anglia de ani de zile și se vede treaba asta.
Dar eu am încredere că vom face un joc foarte bun și că mâine vom obține cel puțin un punct, ceea ce ne va aduce cu siguranță și calificarea. Ok, pe cine considerați favorită la câștigarea acestui turneu? Bineînțeles, toți vrem ca echipa națională să aibă un parcurs cât mai lung și de ce nu să producă una dintre surprizele uriașe ale competiției. Dar trebuie să fim și realiști. Domn profesor, pe cine vedeți că poate ridica trofeul la finalul acestei ediții? România o putea? O fi greu? Foarte greu, dar de ce să nu sperăm până la urmă? Sperăm, în primul rând, să câștige, să meargă cât mai departe, cât mai sus. Indiferent cât de greu e, trebuie să spere, meci de meci. Da. Deocamdată, Spania ar arăta un fotbal bun. Reinventată Spania, o națională foarte tânără, adică cu foarte mulți tineri, da. Și îmi place jocul lor. N-a arătat deocamdată, așteptăm de la Franța, nu știu cât. S-a terminat 1-1 Franța-Polonia și Austria învinge Olanda, ceea ce înseamnă că Olanda are 4 puncte, peste pe locul 3 în acest moment, gol averaj 4-4 cu 4 puncte. Austria câștigă grupa. Noi dacă Austria câștigă grupa, am putea să, de pe locul 3, cred că am jucat cu Austria, nu? Sau nu e posibil, nici nu mai știu, nu m-am uitat la calcule. Deocamdată Austria câștigă o grupă cu Franța și Olanda, atenție, după ce am învins-o pe Olanda cu 3-2. Alex, pe cine vezi favorită la această competiție? A spune și eu Anglia ca de fiecare dată, dar niciodată nu câștigă englezii, tocmai de asta te las pe tine. Mă împart între două echipe. Principala favorită din punctul meu de vedere și la ceea ce arăta până acum, exact cum a spus și domnul profesor, este Spania, pentru că practică un joc foarte, foarte plăcut și, exact cum ai spus și tu, o națională reinventată cu jucători foarte, foarte tineri, dar în același timp arată o maturitate și o omogenitate cam cum ne-a prea văzut unde mă așteptam la Franța, care nu a arătat până acum locul acesta. Și Franța de vreo două ediții așa cam scârție în fazele. Pa plictisit jucătorii ăștia de trofee. Da. Și nu știu, bineînțeles, m-a spus Spania o văd principală, dar locul apropiat pe locul 2 o văd pe Germania. Germania fiind și gazdă, cred că e favorita principală, sincer. Da. Deși Spania corect, a jucat cel mai frumos până acum, să recunoaște. Acum, da. A avut cel mai frumos fotbal. De altfel a și câștigat grupa cu 9 puncte, adică da. Da, o demonstrație. Și fără gol primit, dacă nu așa. Da, fără gol. Fără gol primit. Da. Deci asta spune că și maturitatea pe faza defensivă este una destul de... Am putea vedea o nouă Furia Roja, cum era denumită formația aceea cu Xavi Iniesta, mă rog. Păi dacă îi luăm și pe ei la vârsta care aveau la momentul respectiv, se cam apropie cu vârsta celor care sunt acum. Când au început ei să aibă acel parcurs, ne-au câștigat două europene și un mondial. Da, nu știu dacă toată lumea s-a așteptat, dar într-adevăr Spania a încântat la această ediție. Ce putem spune? Noi sperăm ca naționala noastră să se califice până la urmă. E cel mai important pentru noi. Urma un meci în optim și de ce nu românii ieșiți din nou în stradă? N-am mai văzut asta de la Euro, da. De la Euro 24 de ani. Bun, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Accent TV. Încă o dată felicitări pentru performanța realizată alături de Vulturii Fărcășești. Alex, domn profesor, am înțeles. Trebuie să meargă mai departe. N-are ce face. Trebuie să meargă mai departe. Uite și un sfat așa pe final de emisiune. O să vedem cum va fi vara aceasta. Mulțumesc frumos, domnilor. Noi punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem marțea viitoare. Până atunci, să aveți o săptămână liniștită și, așa cum am spus, hai România!